Pentru seara aceasta mi-a pus Domnul pe inimă un cuvânt, inspirat dintr-un singur verset, de aceea nu o să vă ridic, puteți să rămâneți cum sunteți, puteți să deschideți scripturile. O să-l citim, Matei, capitolul 16, versetul 18, cuvânt care spune așa: Eu îți spun, tu ești Petru, grecește Petros, și pe această piatră, grecește Petra, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților n-o vor birui. Amin. În universul acesta, după Dumnezeu, nu este nimic mai prețios decât biserica. Absolut nimic din creație nici nu se poate compara măcar cu valoarea pe care biserica o are în ochii lui Iisus Hristos. Și biserica are valoare din mai multe puncte de vedere, o să vorbim în seara aceasta de unde vine valoarea bisericii și înțelegând acest adevăr că nimic din creație, orice ni s-ar părea extrem de important, extrem de valoros în universul acesta, nici nu se poate apropia de biserică, m-am gândit cu câtă responsabilitate trebuie să mă gândesc la ea, să o privesc, să mă implic și să o apăr. Desigur, Hristos este Cel care își apără biserica. Mai ales atunci când ne referim la biserica universală, care este formată din toți oamenii, din toate vremurile, din toate locurile. Toți cei mântuiți prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos, unirea aceasta duhovnicească a tuturor oamenilor de pe fața pământului, care au fost, sunt și vor fi, până la venirea Domnului, este biserica universală. Dar, în aceeași măsură, găsim în Scripturi faptul că avem și biserică locală. Și biserica locală este părtășia în același loc a celor care sunt copii al lui Dumnezeu în aceeași vreme și care se întâlnesc împreună să se închine, să crească în asemănarea cu Hristos și să ducă Evanghelia dincolo de zidurile bisericii. Deci, biserica locală este părtășia strânsă a fraților, a surorilor, care am fost înnoiți, mântuiți, salvați de Domnul Iisus Hristos și care avem părtășie și ne adunăm împreună cu acest triplu scop. Să ne închinăm lui Dumnezeu și aducem glorie numelui Său, să creștem în ființa noastră duhovnicească și ce înseamnă această creștere? Înseamnă asemănarea tot mai mult cu Domnul nostru Iisus Hristos, în caracter, în rodire, în ceea ce suntem noi. Și apoi al treilea scop al bisericii locale este să ducă Evanghelia celor care încă sunt pierduți. Acum, este foarte ușor să spunem, noi prețuim biserica, mai ales pe cea pe care n-o vedem. Și noi credem că prețuirea bisericii sau valoarea bisericii este doar acelei universale, acelei duhovnicești, invizibile, cum spunem noi, dar noi cu biserica locală mai avem probleme. Nu, dragii mei, aici este eroarea. Pentru că noi îl iubim pe Hristos numai atâta cât îi iubim biserica. Care? Care? Aia pe care nu o vedem, aia e ușor de iubit. De aceea spune Ioan, cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, dar cu fratele ai probleme? Extrapolezi sau schimb același adevăr fundamental legat de biserică. Cum putem să spunem că iubim biserica pe care nu o vedem, dar avem probleme cu aia pe care o vedem? De aceea aș vrea, și acesta este gândul meu pentru seara aceasta, pentru dumneavoastră, pentru mine, să-mi reconsider atitudinea față de biserică. Iar titlul mesajului pe care o să-l aduc înaintea dumneavoastră în câteva minute
este acesta, o întrebare retorică. De ce iubesc biserica? De ce iubesc biserica? Pentru că realitatea este, și dumneavoastră știți bine ce spun acum, eu încerc să înțeleg mintea, urechile cu care ascultați dumneavoastră mesajul acesta, nu pot. Eu aduc mesajul. Cum îl auziți dumneavoastră, numai Duhul Domnului din cerul știe. Dar ce vreau să vă spun în seara aceasta este următorul lucru. Că uneori, sau de foarte multe ori, biserica nu e ușor de iubit. E simplu să spunem, iubim biserica, sloganuri ieftine. Dar uneori, biserica nu este ușor de iubit. Și mă refer la biserica locală. Biserica nu este ușor de iubit pentru că noi o judecăm omenește. O vedem cu ochi și cu minte omenească. O analizăm și o abordăm superficial și uneori este greu în mijlocul mișcărilor tectonice din biserică, este greu să pătrundem taina adâncă a bisericii și să o păstrăm, să o înțelegem și să ne-o asimilăm, să devenim parte acestui fenomen extraordinar care este biserica. Este greu să iubim biserica pentru că nu pricepem adevărata valoare a ei. De aici pleacă o eroare pe care vreau să o îndreptăm încă din seara aceasta, de la începutul mesajului, și anume, când ne gândim la biserica locală și dacă ne gândim care-i valoarea bisericii locale, adică cei care suntem aici, care-i valoarea bisericii locale? Iată cum judecăm noi fără să ne dăm seama cum judecăm lucrurile. Și spunem așa, valoarea bisericii locale, și fac o paranteză ca să fiu mai explicit, și paranteza pe care o fac este aceasta. Noi am încercat să îndreptăm o eroare din bisericile istorice care au spus biserica îi clădirea. Noi am, prin efectul de pendul, ne-am dus în extrema cealaltă, sigur, putem să-i spunem biserică și la clădirea asta, ca terminologie nu deranjează pe nimeni. Dar noi am spus așa, biserica este doar părtășia fraților, a surorilor. Este un adevăr, dar pe jumătate. Pentru că din acest adevăr, doar pe jumătate, cântărim greșit valoarea bisericii. Și anume, noi spunem așa, valoarea bisericii este suma valorilor individuale ale fraților și ale surorilor. Și noi ne uităm unii la alții, vă uitați la mine, mă uit, voi vă știți mai bine, eu nici nu vă prea știu, pe mulți dintre dumneavoastră, măcar că suntem vecini, dar noi ne știm erorile, ne știm slăbiciunile, ne știm căderile, ne știm istoriile noastre, care uneori nu simple. Și spun așa, valoarea fratelui cu valoarea fratelui cu valoarea fratelui, pusă împreună, ca să aflăm valoarea bisericii, nu? Că noi suntem biserică, și cântăm, noi suntem biserica fraților. Și atunci știți la ce valoare ajungem? Vai și amar. Vai și amar de valoarea bisericii în felul acesta. Și vedeți cum dintr-o jumătate de adevăr, de aceea ne comportăm cu biserica, cum ne comportăm? Pentru că o cântărim greșit. Valoarea ta cu valoarea ta cu valoarea ta, zero barat, zero. Știți de unde vine valoarea bisericii? Pentru că capul bisericii este Hristos Domnul. Iar dacă capul bisericii este Hristos Domnul, cât valorează Hristos? Infinit, totul. Cât e valoarea bisericii? Cât e Hristos.
Și dacă am pricepe acest adevăr, n-am face cu biserica ce facem. Nu ne-am comportat cu biserica cum ne comportăm. N-am vorbit despre biserică cum vorbim. Pentru că biserica are valoare absolută. Și cine se joacă cu biserica, se joacă cu însuși Hristos Domnul. De ce e greu de iubit însă biserica? Pentru că nu știm valoarea. Este greu de iubit pentru că am fost dezamăgiți în ea. Stau să mă gândesc după anumite crize din biserică pentru tinerii care nu sunt puternic ancorați în credință. Cât de dezorientați sunt aceștia? Ce mai cred? Ce gândesc față de biserică? Ce gândesc față de frații care se consideră maturi, solizi, cu experiență? În biserică. Nu știu de ce trebuie să fiu foarte direct cu dumneavoastră în seara asta, dar mă gândesc că uneori îi o minune că mai stau. E greu de iubit biserica uneori, pentru că am fost răniți în ea. Am fost dezamăgiți de oameni. Nu știu multe lucruri despre dumneavoastră, dar două lucruri știu sigur și nu greșesc. Absolut toți de aici ați fost dezamăgiți de cineva din biserică. Și ăsta poate să fie un argument, să vă gândiți la biserică nu în cei mai buni termeni. Dar mai știu încă un adevăr. Toți de aici ați dezamăgit pe cineva în biserică. Așa că e bine să fim obiectivi și smeriți că nu doar alții ne-au rănit pe noi, că și noi am rănit pe alții. Este greu de iubit biserica pentru că nu ne sunt împlinite toate așteptările. Uneori avem cine știe ce așteptări de la biserică și ele nu ne sunt împlinite. Și zicem, păi în biserica noastră nu ne sunt împlinite. Nu-mi trebuie un alt stativ, că ăsta e prea modern pentru ce am eu aici. Inginerii ăștia tot inventează câte ceva care să nu funcționeze. Iertați-mă, dragi ingineri, un profesor pe vremea mea, făceam retorică și studenții la teologie și cei de la Politehnică și profesorul de retorică zicea, dragi intelectuali și ingineri, nu, n-am o problemă cu inginerii, îi iubesc. Revenind, nu întotdeauna ne sunt împlinite așteptările. Ne uităm peste gard la alte biserici. La noi de ce nu e așa ca acum? Păi uite cum e la ăia, la noi nu e așa, uite cum funcționează. Și tot timpul avem așa un sentiment de așteptare care niciodată nu va putea să fie pe deplin îndeplinit, săturat la noi în biserică. Tot timpul iarba de la altă biserică e mai grasă, mai verde. E greu de iubit biserica, pentru că am fost expuși la tot felul de așteptări verbalizate poate uneori și de foarte multe ori egoiste ale unora din biserică. Deja am adus prea multe motive pentru care e greu de iubit biserica, așa? Cu toate acestea, eu când mă gândesc la biserică, mi-am propus să nu pomenesc niciun personaj de aici din Dej în seara asta. Dați-mi voie să nu pomenesc niciun personaj din Dej, da? Dar nu pot să nu vă amintesc un personaj pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți și nu-i din Dej. Și mi se potrivește bine aici. Cu toate acestea, iubesc biserica pentru că Dumnezeu a adus în viața mea modele care să mă ajute să o iubesc. Am avut aproape de mine oameni care au știut să o iubească
și și-au pus amprenta puternică asupra mea. Eu am avut harul un asemenea om să fie tata. Probabil că unii dintre voi îl știți pe fratele Mișii din Beclean. Păi nu vă supărați pentru cei care nu-l cunoașteți și nu pentru că e tata și să-l scot în slăv sau cine știe ce. Dar omul ăla nu știut altceva decât biserică. Păi nu a fost nimic altceva decât biserică. De la serviciu s-a dus la biserică, de la biserică s-a dus la serviciu, a lucrat 12 ore noaptea la pasajul ăla cu barieră, nu putea să închidă un ochi. Venea dimineața la 7:30, era acasă, odată nu am zis că mă pun în pat că nu mai pot, că duminică dimineața. Nu țin minte. Am avut 42 de ani când a plecat tata. Nu țin minte în 42 de ani, mă rog, de când am avut memorie, să stea tata odată acasă. Eu nu țin minte asta. Bun, nici noi n-am stat. Nu că nu n-am fi vrut. Poate că dacă ar fi fost după tata, mai fi stat. Dar cu mama, nicio șansă. Ce vreau să vă spun prin aceasta? Am avut oameni care ne-au învățat prin modelul lor de ce e prețioasă biserica. De ce trebuie iubită biserica, de ce trebuie prețuită biserica și de ce trebuie să trăim pentru biserica. Iubesc biserica pentru că și-a pus ireversibil amprenta asupra mea. Ireversibil. În biserică am fost adus la binecuvântare, în biserică am învățat să mă rog, în biserică am învățat cântări, în biserică m-am botezat, în biserică am fost botezat cu Duhul Sfânt, în biserică mi-am făcut prieteni, în biserică am cântat, în biserică am slujit. Încă fac parte din generația pentru care biserica este tot. Nu pot să-mi imaginez. Ce e aia viață fără biserică? Nu pot să-mi imaginez. Acum unii ar zice la tine, acum e abuz. Mai bine abuz decât lipsă. Iubesc biserica pentru că numai din ea mă pot uita la cer. Numai din ea pot vedea cerul așa cum trebuie el văzut. Și nu mă refer la atmosferă. Am să vă las acum vreo 6 adevăruri foarte sintetizate care vor pune împreună motivele puternice de ce trebuie să continuăm, nu, să creștem în iubirea bisericii. Și când spun biserică, de acum mă refer la biserică locală. 1. Nu iubesc biserica pentru cum o văd eu, ci o iubesc pentru cum o vede Dumnezeu. Că dacă ar fi să o iubesc după cum o văd eu, ochiul meu este rău uneori. Eu sunt mușcat de invidie, de gelozie, de ură, de nedreptate. Și nu pot să o văd cum trebuie cu ochii mei. Și am nevoie de lumina Duhului Sfânt să mă uit la biserică și să o văd cum o vede Dumnezeu. Atunci o iubesc. Dacă vreau să o iubesc după cum o văd eu, nu o voi putea iubi niciodată. Noi o vedem o adunătură de oameni cu eșecurile, cu căderile, cu răutățile, cu imperfecțiunile lor. Așa vedem noi. De câte ori n-am auzit oameni care se scuză, adică caută motive să merg la biserică, să spună, să mă fac ca ăia? Ca ăia să mă fac? Așa vedem noi. Hai să vedem cum o vede Hristos. Știți cum o vede Hristos, biserică? În Isaia 53:10 spune așa, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viață ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea
rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Cum ne vede Dumnezeu? Cum vede Dumnezeu biserica? O biserică imperfectă, murdară, sfârșiată? Nu. No. O biserică curățită, iertată, înfiată, așezată de acum în locuri cerești. Așa pot să o iubesc, dacă o privesc prin ochii lui Hristos. Schimbă-ți privirea cu care te uiți la biserică. Noi o vedem imperfectă, murdară, sfâșiată, Hristos o vede spălată, sfințită, curățită. Auziți cum se uită Hristos la biserică? Curată! Efeseni 5:26. Ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică, cum? Slăvită! 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 Nu datorită nouă, ci datorită crucii de pe Golgota, lăudat să fie Domnul. Fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Așa o pot iubi. Așa o pot iubi. Eu o văd formată din Adami și pui de Adami. Hristos o vede formată din copiii lui. Și mare diferență. Efeseni 2:15. Faceți toate lucrurile fără cârtiri, fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați. Copii ai lui Dumnezeu. Așa ne vede Hristos. Așa ne vede Hristos. Noi o vedem în regres. El o vede biruitoare și am citit, și porțile locuinței morților nu o vor birui. Amin. Noi o vedem mică, slabă, vulnerabilă. Hristos o vede întreagă, mare, biruitoare. Deci, primul motiv pentru care trebuie să iubesc biserica, nu o iubesc pentru cum o văd eu, o iubesc pentru cum o vede El. Și am văzut contrastul. Al doilea motiv, nu iubesc biserica pentru ce facem noi din ea. Iubesc biserica pentru ce a făcut Hristos din ea. Și când mă uit la ce a făcut Hristos din ea, pot să o iubesc. Chiar dacă uneori e greu. Ce a făcut Hristos din ea? Ce am făcut noi din ea? Și ce a făcut Hristos din ea? Uneori noi o transformăm așa într-un club exclusivist în care numai noi avem acces. Noi suntem privilegiații. Noi suntem ăia mai iubiți, favoriții. Nici vorbă. Noi avem cartelă de acces în biserică. Alții? Hristos a făcut din biserică vocea lui Dumnezeu pe pământ. Noi îi facem ziduri. Hristos îi face ferestre. Noi zicem, veniți! Hristos a zis, mergeți, duceți-vă. Noi zicem, dă-ne, Doamne, dă-ne, dă-ne, dă-ne! Și Hristos ne spune, dați-vă! Dați-vă!
Știți când vom iubi biserica mai mult? Atunci când vom începe și vom învăța ce înseamnă să ne dăm. În ce investim, prețuim. Ce primim gratis, crede că ieftin. Oricât de scump este. Al treilea motiv pentru care iubesc biserica. Nu o iubesc doar pentru oamenii din ea. Măcar că este un cuvânt, am început să-l învăț și eu odată cu întoarcerea mea. Măcar că și oamenii sunt iubibili. Da? Mai mult sau mai puțin. Nu o iubesc doar pentru oamenii din ea. O iubesc pentru că Hristos este în ea. Biserica începe cu Hristos, Coloseni 1:13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi din toată zidirea. Noi suntem trupul, El este capul. Noi suntem mădularele, El este viața. Noi suntem ceva, El este totul. Noi știm câte un pic, El este adevărul. Noi nu suntem exemple perfecte și uneori nici măcar bune, dar El este calea. Iubesc biserica nu neapărat atât de mult pentru oamenii care sunt în ea, ci pentru că Hristos este în ea. Dar dacă Hristos este în ea și îl iubesc pe Hristos, care este porunca? Atunci, iubiți-vă și voi. Pentru că demonstrația faptului că îl iubim pe Hristos este dragostea pe care o avem unii față de alții. Și aici este o ecuație pe care noi nu avem cum să o falsificăm. Dacă mă întreabă cineva, de unde știi cât îl iubești pe Hristos? Răspunsul e unul singur. Cât pot să iubesc pe frații? Numai atâta. Ne batem cu pumnul în piept cât îl iubim noi pe Hristos. Da pe frații. Da pe frații. Atâta îl iubim pe Hristos. Al patrulea motiv pentru care iubesc biserica, o iubesc pentru că biserica a devenit familia mea alărgită. Toți avem o familie la care ținem. Acasă la noi. Dar biserica a devenit familia mea. Ascultați-mă ceva, dragii mei. Nu se roagă mulți pentru mine și sunt conștient de asta. Cei de acasă știu că se roagă pentru mine. Dar haide că vă dau un exemplu și înțelegeți mai bine. Ca păstor, uneori fac și greșeala să, nu intenționat, nu o fac într-un mod intenționat, dar mi se întâmplă să încep să aud câte o rugăciune de lângă mine. Și mă opresc în meditație uneori și ascult rugăciuni pe lângă mine. Când păstoream în Canada, în mod intenționat, mă puneam undeva mai între oameni, în prima parte a slujbei. Când era timpul de rugăciune, de cântare, mă puneam mai între oameni. Și am să vă spun acum de ce. Pentru că nimic mai încurajator pentru mine ca slujitor, dar pentru oricare de aici, nimic mai încurajator nu era decât să auzi câte un frate, câte o soră care strigă la Dumnezeu pentru slujitorul lor. Prea pline sunt bisericile de oameni care își vorbesc slujitorii de rău. Ce-ar fi să se umple bisericile de oameni care strigă în rugăciune pentru slujitori? Amin? Nu toți mă protejează. Hristos știu că mă apără. Psalmul 139, tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine.
El este dat 68, El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El este Dumnezeul care locuiește în locașul lui cel sfânt. A cincelea motiv pentru care iubesc biserica. Iubesc biserica pentru misiunea ei. Simt că fiind legat de biserică, nu mă arunc viața pe fereastră. Am sens! Are sens să mă dau dimineața jos din pat. Nu să fac încă 100 de lei în plus, nu să mai îmi cumpăr încă un computer, un telefon și să mănânc bine. Are sens să cobor din pat, are sens că mi-a mai dat Dumnezeu o zi. Pentru că biserica are o misiune și eu sunt partea misiunii bisericii. De-aia are sens viața asta. De-aia a avut sens ziua de astăzi. Tot ce ai făcut astăzi are sens cât este legat de voia lui Hristos pentru viața ta. Restul îți povești și amănunte nesemnificative. Iubesc biserica că mi-a dat sens unei vieți derutate. Mi-a dat sens unei vieți fără sens, fără valoare. Mi-a dat identitate biserica. Biserica și misiunea bisericii, care este vocea lui Hristos într-o lume căzută, este o voce a conștiinței într-o lume pierdută, este speranță într-o lume dezorientată, este dragoste când nimeni nu mai iubește. Cum să nu iubesc? Fraților, ascultați-mă, cum să nu iubim biserica asta? Cum putem să nu iubim? În a șaselea rând, iubesc biserica pentru simplu un fapt că iubește Hristos. O iubesc pentru că iubește Hristos. 5:25, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Și cum a iubit? A simțit așa o emoție prin stomac pentru biserică și a zis, vai săracii de ei. Și s-a dat. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Cum Hristos a iubit biserica și s-a dat. Asta e dragoste. De foarte multe ori ne rămânem la termenul superficial de emoție. Cu emoțiile ne jucăm, se joacă emoțiile cu noi, de fapt. Hristos o iubește pentru că se îngrijește de... Știți cine se îngrijește de biserică? Păstorul, conducătorul, nu așa? Și ei. Dar este cineva deasupra. Că este ca în familie. Noi ne îngrijim de copiii noștri, nu așa? Până la autobuz, când merg la școală. Ce ne mai îngrijim după aia? Nu zicem în Duhul nostru, de acum, Doamne, mâna Ta peste ei. Așa se îngrijește Hristos de biserică. Căci nimeni nu și-a râvurat trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag. Ca Hristos, biserica se îngrijește de ea. Și mai este un adevăr. Știți cât iubește Hristos biserica? Când biserica este rănită, Hristos este rănit. Pe asta de unde am mai scos-o? În Fapte 9, 45 spune așa, pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată s-a lucit o lumină din cer în jurul lui. E vorba de Saul, de Pavel. El a căzut la pământ și s-a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce îmi prigonești biserica? Nu mă corectează nimeni? Pentru ce mă prigonești? Pe mine! Pentru că atunci când e rănită biserica, nu doar biserica e rănită, Hristos este rănit. Iar dacă Hristos iubește biserica, cum să nu iubim noi?
Și vă las un ultim motiv, 7, să fie desăvârșit. Iubesc biserica pentru că este mireasa lui Hristos. Iubesc biserica pentru că este mireasa lui Hristos. Și nu pot iubi mirele fără să nu iubesc mireasa. Apocalipsa 21:2. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pierisele și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Această mireasă atât este de iubită de mire, încât mirele a pregătit un loc. Apocalipsa 21:9. Apoi unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potire pline cu cele din urmă 7 urgii a venit, a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mirelui. Are un loc pregătit, atât de mult este iubită. Mireasa are un timp pregătit, un loc pregătit, un timp pregătit. Ioan 14:2-3, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după aceea voi veni și vă voi duce, vă voi lua. Mireasa are o cinste pregătită. Atenție, are o cinste pregătită. Apocalipsa 3:21-22, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Și acolo nu va sta un personaj individual, ci acolo stă un personaj colectiv. Care e personajul ăsta colectiv? Biserica. Biserica uneori e greu de iubit. Suntem descumpăniți, suntem răniți uneori, noi rănim pe alții, suntem dezamăgiți uneori de biserică. De ce aș iubi-o? O iubesc pentru că în univers, după Dumnezeu, nu este nimic mai prețios decât biserica. Nu o iubesc pentru cum o văd eu, formată din oameni cu erorile lor. Absolut toți de aici avem. Cine zice că e perfect, n-are simțul realității și nici cel duhovnicesc. Nu o iubesc pentru cum o văd eu, o iubesc pentru cum o vede Hristos. Nu o iubesc pentru ce am făcut noi din ea, o iubesc pentru ce a făcut Hristos din ea. Nu o iubesc doar pentru oamenii din ea, o iubesc pentru că Hristos este în ea. O iubesc pentru că a devenit familia mea. O iubesc pentru misiunea ei. O iubesc pentru că Hristos o iubește. Și o iubesc pentru că este mireasa lui Hristos. Când mă gândesc la biserică, mă voi gândi altfel. Ne punem filtrul eșecurilor și a loviturilor celui rău și ne uităm și o vedem ca prin niște lentile sparte. Și nu ne este drag să ne gândim așa. Am lăsat pe cel rău să creeze stres în noi când ne gândim la biserică. Și biserica e biruitoare! Și ne-am lăsat mințiți de cel rău. Haideți să stăm ridicați. Știu că v-ați rugat mult pentru biserica voastră. Știu că ați strigat mult pentru biserica voastră, ați postit mult pentru biserica voastră. Știu că au venit pe aici frați și v-au tot spus despre cum trebuie să fie biserica. Aș vrea în seara aceasta, acum la final, să venim cu o altă rugăciune. Nu o să mijlocim pentru biserică acum. O să mijlocim fiecare pentru noi. Ca prin Duhul Sfânt
ca Duhul Sfânt să vindece în noi orice percepție greșită cu privire la biserică. Orice prejudecat am avea cu privire la biserică. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne dea o inimă mare pentru biserică. O inimă liniștită. O inimă plină de bucurie. Plină de entuziasm. Gata să se implice în biserică. Că nu-i de așteptat. E de pus mâna. E de găsit locul. A trecut vremea dezamăgirilor. Trebuie să vină vremea celebrării, a bucuriei. De ce? Că nu sună cazul? Nu. No. Că-i Hristos cu noi! De-aia. Venim fiecare în rugăciune individuală să ne vindece Domnul pe toți, să pună puterea Duhului Sfânt în toți, înțelepciune, pricepere, unitate apoi. Și cu Domnul înainte, care lucruri mari, intrăm în rugăciune.